Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Dumnezeu mi s-a relevat într-un mod foarte accentuat. Și cumva a fost o piesă care, aș putea să spun, că a profețit. Pentru mine, cum să spun, nu există piesă bună, piesă slabă. Există doar creații de artă diferite. Da, da. Știi? Când întâlnești iubirea lui Hristos cu adevărat, acea iubire te face liber de păcat, te ajută și îți pune o pasiune în tine să nu mai îl întristezi pe Dumnezeu. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ramona Drăvășan, gazda emisiunii cu Cântec. În această seară, muzica va fi aici, la casa ei, vom asculta ceva deosebit. Îl am alături de mine pe Andrei Prodan. Haideți să-l cunoaștem. Bună, Andrei! Bună! Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cu mare drag și eu mulțumesc pentru invitație. Mă simt onorat să fiu aici la voi. Și pentru mine este o bucurie să te cunosc, deoarece ai o voce minunată. Te-am auzit cântând mai multe proiecte și mai multe piese și am fost tare curioasă să te aud și live. Așadar, în seara asta vom asculta vocea ta, acompaniată și de colegul tău, Claudiu Ursache. Da, cu mare drag. Andrei, cum a fost copilăria ta? Când ai început să cochetezi cu muzica? De la o vârstă destul de fragedă am început să cochetez cu muzica. Mi-a plăcut de mic. Partea faină a fost că părinții mei au fost niște oameni care au văzut asta de vreme și au investit în mine. La modul, mă luau de la bătut mingea, mă duceau la profesori. Eu am învățat prima dată chitară bas. Asta mi-e meseria, să zic așa, main-ul de instrument, instrumentul main. Și după aia a fost o întreagă evoluție. Da. Enumere așa câțiva pași? Da. Să zic așa, perioada mea muzicală a fost, pot să o împart în, hai să spun, în patru părți. Prima parte este perioada de antrenament, care am încercat tot felul de proiecte. După aia este perioada The Marker, nu știu dacă lumea știe așa, trupa The Marker, împreună cu colegul meu, Claudiu Sachiu, care am venit în această seară. Am și împreună cu cumnatul meu și alt prieten, am avut o trupă de Marker, noi am câștigat Cerbul de Argint la Cerbul de Aur în 2009 și a fost o călătorie extraordinară alături de frații mei, după care noi în industrie am început să cântăm și cu alți artiști. Asta a fost perioada în care am mers în turne cu alți artiști naționali și internaționali și așa mai departe. Asta este altă etapă. După care am devenit producător muzical împreună tot cu Claudiu Ursache. Noi împreună am făcut echipă. Sper că ți-a stat alături mereu. Da, suntem foarte, foarte apropiați. Da. De aia am venit și aici împreună. Și împreună am avut o echipă care s-a numit The Farmers și am scris muzică pentru o parte din artiștii din România. Da. Foarte interesant. Ai parcurs multe într-o viață de om, foarte multe ai făcut. Și aș vrea să te întreb ce studii muzicale... Depinde cum cântărești, ce înseamnă mult, da. Da. Ce studii muzicale am? Da. N-am niciun studiu muzical. Wow. Decât experiența muzicală de atâția ani și cred că talentul ăstea două s-au îmbinat. Mi-ar fi plăcut să am și ceva studiu. Am avut nevoie la un moment dat, dar mai bine pun mai mult accent pe experiență și talent decât pe foarte mult studiu și să-ți lipsească talentul și experiența. Da, corect, da. Da. Studiul teoretic poate la un moment dat să-ți limiteze creativitatea, dacă corect, te-ai născut corect, cu ea. Corect. Și de aia poate că e un avantaj că ai lăsat frâul liber imaginației exact cum ai simțit, fără bariere. Da, pentru că muzica este artă, muzica nu ai cum să o șablonezi, e foarte fain să o studiezi, poți să afli câteva tricuri, să spun așa, muzicale prin studiu, dar ea fiind o creație, o artă, nu...
Pentru mine, cum să spun, nu există piesă bună, piesă slabă. Există doar creații de artă diferite. Da, da. Știi? O creație mai ușoară, asta înseamnă să fie mai comercială, pe care oamenii o înțeleg mai ușor, dar în același timp se găsește greutate în simplitate, adică da. E greu să faci un lucru simplu și să-i împaci pe toți, pentru că lumea râde de partea este. Comercială. Este o artă să poți să faci muzică comercială, să nu se înșele cineva. Zic ca în epistole, știi? Nu vă înșelați singuri. Muzică ușoară, e ușoară. Da, e ușoară. Nu e deloc ușoară. Da. Chiar aud discuțiile astea când erau concertele astea mari de DJ, știi? Păi ce vine la acusticul să-mi bage sticul în laptop și să-mi pună muzică? Eu vreau să aud cum cântă. Pe sticul ăla există capodopere și este muzica mai complexă, să spun așa, care la fel este tot o artă pentru cei care o înțeleg. Da, da. Mai bine atât nu se putea spune. Da, da, da. Ce ți amintești despre copilăria ta? Ce emoții retrăiești când te gândești la acea etapă? Copilăria mea, mă simt ca la psihologie. Am avut o copilărie foarte fericită. M-am născut într-o familie creștină. Părinții mei sunt foarte deschiși la Dumnezeu. Soția mea tot zice, nu mai folosi cuvântul ăla. Foarte, foarte, foarte. Folosesc foarte mult, foarte. Sunt deschiși la Dumnezeu și ei totdeauna au pus valorile lui Dumnezeu în viața noastră. Asta nu înseamnă că am și avut o relație cu Hristos. Valorile sunt puse și la un moment dat noi trebuie să alegem, să-L alegem pe Hristos, să nu se înșele cineva, da. Crezând că dacă este într-o familie creștină sau stă pe credința părinților, are și o relație cu Hristos. Da. Și, dar în același timp, valorile lui Dumnezeu într-o familie creează un context și o viață fericită. Am avut o copilărie foarte fericită. Plină de muzică. Da, cred că te implicai în programele de la biserică. Da, am fost foarte implicat în biserică. De la vârsta de 10 ani deja eram în echipa de laudă și închinare. Cred că mai devreme, dar de la 10 ani deja eram foarte... Oficial și implicat. Da. Și de atunci până aproape acum am tot slujit, să zic așa. Și ca instrument, văd că stăpânești chitara, mai este și altceva? Da, ți-am spus, instrumentul meu de bază este chitara bas, dar din cauza că am devenit și producător și de-a lungul vieții am învățat și alte instrumente. Uh-huh. Pot să cânt și la clapă, nu excelez în vreun așa... Dar ai habar. Dar pot, pentru că ca și producător trebuie să știi să cânti la mai multe instrumente, că așa poți să produci muzică. Da, da, da. Știi? Da. Andrei, nu mai vreau să ținem suspansul, vreau să te ascultăm cântând, așa că vă invit să ne încântați. Cu mare drag, mulțumesc! Don't know where you going, but I only wanna be where you are. And I only wanna be near your heart. In a moment you can change my world if you want. If you're going, I'm going too. So never gonna turn back, never gonna stop. And even in the dark I'm gonna keep my head up. So anywhere I wander, anywhere I roam, I don't have to worry, I know I'm not. Sun comes up, it's time to go. No matter what comes, no matter in my soul heaven on earth, heaven on earth. Oh, when you move, you call me out to follow you. You speak and every word is true. Running after you, running after you. If I had everything, everything everyone tells me I need,
I would feel like there is something still missing. Cause if I don't have you, I don't have anything. If you're going, I'm going too. So never gonna turn back, never gonna stop. And even in the dark, I'm gonna keep my head up. So anywhere I wander, anywhere I roam, I don't have to worry, I know now. Sun comes up, it's time to go. No matter what comes, no matter in my soul heaven on earth, heaven on earth, I know. Oh, when you call me out to follow you, you speak and everything is true. Running after your heart, running after you. Promises are true. Running after your heart, running after you. Knowing your love is heaven on earth. If you go, I'll go. If you move, I move. If you go, Dumnezeu mi s-a relevat într-un mod foarte accentuat și cumva a fost o piesă care aș putea să spun că a profețit. E cu cânte. Felicitări, a fost foarte, foarte frumoasă piesa. Mulțumim. Și interpretarea. Mulțumim. sună minunat, ca în studio. Sperăm să sune live. Care-i povestea acestei piese? De unde? Te referi la Heaven on Earth? Da. Piesa asta, să zic, a fost, am scris-o într-o perioadă în care Dumnezeu mi s-a relevat într-un mod foarte accentuat. Și cumva a fost o piesă care, aș putea să spun că a profețit despre viața mea pe care, viața pe care urma să o trăiesc. De asta se numește Heaven on Earth. Oh, when you move, you call me out to follow you. Știi, tu mă chem să te urmez. Și a fost prima piesă cu mesaj creștin pe care am lansat-o, să spun așa, în industria laică. Știi? Da. Și m-am bucurat foarte, foarte mult de ea. Noi am mai scris piese cu succes, dar la piesa asta am avut o bucurie aparte, pentru că a făcut parte din mine. Și nu m-a interesat succesul, nu m-a interesat views-ul pe internet sau așa, ci m-am bucurat să pot să mă exprim, să exprim ceea ce Dumnezeu face în viața mea. Da. Deci Dumnezeu te-a chemat, ai simțit această chemare a Lui. Care a fost momentul schimbării vieții tale? Uh-huh. Știi, cel mai mare pericol pe care un creștin poate să-l trăiască este să se bazeze că dacă este într-o familie creștină, dacă merge cele două ore, duminica la biserică și marți și vineri mai merge, că mai are ceva, ale mai sus un pic ca standard. Dacă ascultă muzică creștină sau se simte apartenent față de o denominațiune, are și o relație cu Hristos. Este un lucru foarte fals și se numește religie. Adevărata naștere din nou este acea revelație pe care numai Hristos poate să ți-o aducă și numai prin alegerea proprie poți să o accepți în viața ta. Știi, când Iisus le spune ucenicilor, îi întreabă, cine spuneți voi că sunt eu? Dintre toți, numai Petru îi spune, tu ești Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus îi spune, nu carnea și sângele ți-au descoperit aceste lucruri, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu consider că ceilalți ucenici nu știau și au zis, asta credem toți, dar du-te tu, Petru, și spune-i. Nu, asta a fost o revelație. O revelație pe care Dumnezeu a dat-o lui Petru și Iisus îi spune, pe aceasta am voi zidi eu biserica. Oamenii cred
că Iisus a spus că pe tine, adică pe Petru, da, de a și făcut biserica Sfântul Petru, îmi voi zidi biserica, fals. Da. Pe acea revelație. Exact. Pe acea revelație, Hristos a zidit biserica. Adică, biserica este formată din oameni născuți din nou. Nu aparteneți la o religie. Da. Este un mare fals. Și în viața mea a fost la fel. Eu am crescut într-o familie, cum ți-am spus, de creștini, cu valori și așa mai departe, dar a trebuit să vină un moment în viața mea în care am lăsat inima șmecheră, apartenentă la o religie, cu un Dumnezeu amestecat, știi? Da. Cu Dumnezeu amestecat și în același timp mândră, crezând că o să ajung în rai pentru că mă duc și uite că fac zi, mulțumesc că am venit la biserică. Da. Zi. Și a trebuit să vină acel moment în care am zis, Doamne, dacă Tu însemni altceva, cu adevărat, scoate-mă de oriunde sunt. Dacă Biblia asta e adevărată, în felul în care scrie, eu nu vreau să trăiesc diferit, vreau să o trăiesc cum scrie. Pentru că dacă noi nu o trăim cum scrie, ne furăm cu căciula singuri, da, știi? Credem că avem o relație cu Hristos, dar ne mințim. Ne mințim, pentru că sunt foarte, foarte multe religii care trăiesc cu această credință că îl cunosc pe Dumnezeu, dar se înșeală. De aceea Iisus spune că cel ce mă iubește pe mine păzește poruncile mele. Sunt foarte curios. În viața mea a trebuit să studiez asta. Care sunt poruncile tale? Știi? De fapt, porunca lui Iisus este, să zic așa, cuprinzându-le pe toate, este să trăiești o viață cu El. Da. Nu un moment, nu un restart, nu o conferință, nu un două ore. Știi? Și momentul în viața mea a fost destul de curând, să spun. Pot să spun că am intrat în această viață acum 2 ani. Da. Și care este diferența între ce a fost până acum 2 ani și ce este astăzi? Cea mai mare diferență este că când întâlnești iubirea lui Hristos, cu adevărat, cu adevărat, acea iubire te face liber de păcat, te ajută și îți pune o pasiune în tine să nu mai îl întristezi pe Dumnezeu, da? Deci noi nu trăim cu Dumnezeu și ne primim mântuire prin fapte. Dar iubirea Lui te face să nu mai trăiești oricum, asta e unu, și doi la mână te bagă într-un proces de lepădare de sine. Și lepădarea asta de sine, ca să poți să fii ucenicul lui Hristos și să poți să-L urmezi, implică o viață, cum am spus. Știi? E ca în căsnicie. Prima dată, când te îndrăgostești de viitoarea soție, spui deja celorlalte fete. Dar asta nu-i destul. Trebuie să te căsătorești cu ea ca să împărtășești același nume și să devii un singur trup, da? După care apare un proces de lepădare de sine, ca acel trup să fie chiar un singur trup. Este o diferență mare. Știi, și dacă nu e chiar așa de vizibilă, devine tot mai vizibilă. În primul rând te șochează pe tine ca și om, ceea ce începe Dumnezeu să lucreze în viața ta și să scoată. Și trebuie să le dai drumul. Și aici e un subiect destul de vast, știi? Pentru că oamenii sunt oamenii, și eu am fost, că nu dau vina pe oameni, am dat vina pe mine. În primul rând, sunt foarte iubitori de sine, foarte iubitori de bani, foarte iubitori de poziții, de faimă, mai iubitori de religia lor și de forma de evlavie decât de Dumnezeu. Știi? Alt lucru care s-a schimbat, am început să verificăm împreună cu familia mea, deci ce spun, nu vorbesc doar de mine, eu împreună cu soția mea, am început să verificăm care sunt poruncile, pentru că prima dată când vii la Hristos, tu îl întâlnești pe Hristos ca mântuitor. Iubirea Lui te copleșește și te mută din moarte în viață, absolut împlinind botezul și așa mai departe, tot ceea ce El a zis că trebuie să împlinim ca să ne naștem din nou, da? Și după aia tu îl întâlnești pe Hristos ca și rege. Când întâlnești pe Hristos ca și rege, nu mai trăiești cum vrei tu. Că în rai nu este democrație, știi, fiecare face ce vrea și vine Harul lui Dumnezeu care îi duce pe toți în rai. Stai din nou un fals. Niște legi. Exact. Când întâlnești pe Hristos ca și rege, începi să îi slujești. Dar nu dintr-o trudă sau dintr-o religie. Exact, dintr-o religie. Și îi slujești pentru că îl iubești și te supui lui, știi? Și am început să predicăm Evanghelia oriunde El ne cheamă, am început să fim atenți la ceea ce El ne cere, știi? Să ne lepădăm de noi, să ajutăm pe oameni. În fine, nu vreau să vorbesc așa de mult de ce sfinți sau ce facem noi, dar vreau să vorbesc ca principiu. Nu asta e ideea, ci faptul că Dumnezeu chiar transformă și vezi în viața transformă, ta, poate înainte aveai alte aspirații, alte dorințe, poate oarecare mândrie a ceea ce faci, însă astăzi, clar, Dumnezeu te ajută să te lepezi de tine și de dorințele tale care sunt neconforme cu dorința Lui. Știi cum e?
Omul când nu-l are pe Dumnezeu cu adevărat sau nu-l vrea, pentru că Dumnezeu totdeauna vine la om, dar omul îl respinge, totdeauna își va pune identitatea în altceva. Deci este inevitabil ca un om să nu devină mândru, iubitor de bani, de sine. E imposibil, pentru că asta e natura păcătoasă care urlă de dimineața până seara. Deci dacă cineva încearcă să rezolve aceste lucruri fără să-L caute pe Dumnezeu, n-are nicio șansă. Nicio șansă. Religia de multe ori încearcă să-i spună omului că trebuie să te lași de aia, trebuie să te lași de aia, trebuie să te lași de aia. Și este un lucru drept, că trebuie, când întâlnești pe Hristos, trebuie să lași lucrurile din viața ta. Dar primul lucru pe care omul trebuie să-l facă, trebuie să audă Evanghelia adevărată. Știi ce se întâmplă? Care e cea mai mare problemă? Un lucru care m-a ținut pe mine departe de Dumnezeu. Este că n-am auzit o Evanghelie curată. Am auzit o Evanghelie doctrinală, o Evanghelie denominațională, o Evanghelie care totdeauna avea un interes, știi, să spun așa. Și nu cred că oamenii care mi-au spus-o au făcut-o din interes, dar și-au primit-o și ei. Da. O Evanghelie, de aceea creștinii, și acum nu general, nu vorbesc de toți, dar zic așa în general ce se întâmplă în lume, sunt slabi. Pentru că Evanghelia pe care o zic e slabă. Pentru că Dumnezeul pe care l-au înțeles sau l-au primit, ori este fals, ori este mic, este, adică eu cred că orice Dumnezeu care nu e ca Dumnezeu, e fals. Știi? Da. Oricum nu-L putem cuprinde pe Dumnezeu, cât om trăi noi, tot nu o să înțelegem. Este un proces cu adevărat, dar avem Biblia care ne spune foarte clar ce trebuie să cuprindem. Da, și de asemenea, nu înseamnă că dacă mergi la biserică constant, nu poți să ai și o viață spirituală adevărată. Doar că nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de faptul că mergând acolo e totul făcut. Da. Ci putem și să mergem, dar și să-L căutăm cu adevărat pe Dumnezeu și în restul zilelor. Eu zic asta nu că putem. Adică asta e o poruncă, asta este exact. O viață. Știi, ca și cum ai spune, am o relație cu soția mea câteodată și după aia plec de acasă. O neglijez, știi? Nu, asta noi avem, cum să zic, teorii de psihologie vis-a-vis de familie. Dacă vine vorba de Dumnezeu, gândim procentual. Da. Eu zic că invers. Uite să-ți dau o imagine. Vorbesc cu foarte mulți creștini vis-a-vis de muzică și îmi spui, Andrei, să creștem și noi nivelul muzical și să, uite, că și noi putem. Dacă un creștin încearcă să se compare cu un om, să spun așa, din muzică, din industria muzicală, încearcă să se compare profesional și încearcă să-l depășească, n-are nicio șansă. Și spun de ce n-are nicio șansă. Nu pentru că e mai puțin talentat, creștinul mă refer, ci pentru că nu investește cât investește celălalt. Noi avem colegi în industria muzicală care sunt mov la ochi de ore de studio sau de instrument. Aia este viața lor. Da. Unii aleg să nu se căsătorească pentru că iubesc mai mult muzica decât orice altceva. Incredibil. Întrebarea mea pentru creștinii alta. Dacă nu-L iubim pe Hristos, ce iubim de fapt? Ce vreau să spun prin asta? E cum ei și-au dat viața pentru muzică și o fac bine, noi pentru ce ar trebui să ne dăm viața? Pe tot pentru muzică? Pentru bani? Pentru altfel de viață? Procentual gândind? Nu. Nu. Prima poruncă este să-L iubești pe Dumnezeu. Cu tot ce ai. Da. Asta implică o viață. Nu-L iubești așa. Pentru că nu poți să-L iubești la nivel sentimental. Iar aici este o mică înșelăciune. Știi, mergi la biserică și ce am simțit că le-am iubit pe Domnul. Am simțit. Vai, și pe piesa aia. Ce am simțit. Și în momentul când ești afară pe ușă, din nou devii ego. Nu păzești poruncile Lui, totul ți-e pentru tine. De aia Iisus a zis așa, cel ce mă iubește pe mine, nu e cel ce zice, cel care păzește și ține cuvintele mele. Da. Tot timpul, constant, nu tot doar timpul, da. O clipă. Da. Andrei, acum te invit să ne mai bucur cu un cântec alături de Claudiu. Cu mare drag, cu mare drag. Iubirea ta este atât de mare, plină inima mea. Să te cunosc în a ta splendoare este dorința mea. Iubirea ta este atât de mare, plină inima mea. Să te cunosc în a ta splendoare este dorința mea. Roa zorilor peste nopților, înălțim de mult și un adânc de mult.
până la marginile pământului se vede bunătatea lui. Omn al minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Omn al minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Istoria ai schimbat când ne-ai răscumpărat trecutul din groapă și toate sunt noi. Istoria ai schimbat când ne-ai răscumpărat trecutul e îngropat și toate sunt noi. Toate sunt noi. Iubirea ta este locul din care vreau să viața mea să-ți aducă onoare. Găsește-ți plăcerea în ea. Roa zorilor e sa nopților, înălțim de munți și n-adâng de mări. Până la marginile pământului se vede bunătatea lui. Domn al minunilor, puternic creator, tu spui doar un doar un cuvânt și totul e nou. Istoria ai schimbat când ne-ai răscumpărat, trecutul e îngropat și toate sunt noi. Istoria ai schimbat când ne-ai răscumpărat, trecutul e îngropat și toate sunt noi. Lauda și închinarea este o viață trăită pe care o poți cânta câteodată. Dacă e invers, e religie. Deci dacă noi cântăm ceea ce nu trăim, este, pe lângă că e minciună, este un fals. E cu cânte. Iubirea ta, ce mesaj frumos. Cel mai tare mesaj. Da. Care este piesa, povestea acestei piese, unde s-a... Piesa asta a fost scrisă în tabăra 477. Este o tabără creștină care susține pe compozitorii creștini, îi ajută să se pună la oaltă și să scrie muzică. Foarte fain proiectul. Minunat. Am văzut creația ale acestor compozitori creștini care colectiv așa creează ceva și mi se pare foarte fain ce iese. Da, incredibil. Da, da. Mulțumim și mulțumim de fapt lui Dumnezeu că El ne inspiră. Este un proiect foarte apropiat de inima mea. Eu cred că a fost nevoie în România ca compozitorii să se strângă și să înceapă să scrie în mod colectiv, pentru că asta lipsește, știi? De obicei, ca și compozitor, tu tinzi să scrii subiectiv, știi? Și îți scrii muzica, de obicei ți-o și cânti sau maxim o dai la prietenul, sora, fratele tău. Dar aici se întâmplă un proces. Și ce e foarte interesant la compoziția colectivă, că apare și un proces de lepădare de sine. Da, și cred. Oamenii încep să vadă muzica obiectiv, știi? Și asta e un lucru foarte tare, că oferă flexibilitate Duhului Sfânt să inspire. Și mai e chestia că, vai, n-ai pus ideea mea, de ce n-ai luat ideea mea în considerare? Avem niște reguli foarte fain fondate. În primul rând, oamenii care vin sunt oameni născuți din nou.
Asta e un lucru foarte important. Și sunt oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și noi setăm o atmosferă, o atmosferă plăcută lui Dumnezeu, în atmosfera aia scrie. Da. Și cam cât durează să creați o piesă împreună? Tabăra durează de vineri până luni. Vineri ne întâlnim, luni plecăm. Da? Și în perioada asta, cam în 99% din cazuri, s-au scris câte două piese. Am înțeles. Foarte tare. Da. Minunat, faceți o treabă foarte bună, cu impact. Am văzut că mulți sperăm să aducă rod. Alți cântăreți preiau piesele voastre și le cântă și ascultă mulți oameni. Este nevoie, într-adevăr, în România, de muzică creștină originală. Majoritatea artiștilor creștini din România preiau cover-uri. Da. Însă prea puține compoziții proprii din mediul nostru românesc se fac. Și mă bucur că încurajați chestia asta. Eu cred că este nevoie de muzică, în primul rând, trăită. Uh-huh. Că dacă este trăită, e originală. Da, dacă nu e trăită, este importată. Știi? Acum nu este o problemă. Eu nu sunt împotriva la a traduce piese. E un lucru fain și există piese la nivel global care, cum să zic, îi unește pe toți creștinii. Da. Știi? Și este un lucru foarte fain. Dar eu cred că un compozitor sau un muzician creștin trebuie să aibă urechi de auzit. Și în primul rând trebuie să aibă o viață trăită pe care el poate să o pună în versuri, știi? Noi avem o vorbă în tabără, de exemplu, laudă și închinare, vorbi despre laudă și închinare. Lauda și închinarea este o viață trăită pe care o poți cânta câteodată. Dacă e invers, e religie. Deci dacă noi cântăm ceea ce nu trăim, este, pe lângă că e minciună, este un fals. Știi? Da. Și noi asta ne dorim foarte mult, ca piesele care ies din tabăra 477 să aibă o experiență în spate reală, adevărată. Mm-hmm. Știi? Și dacă nu este experiență, cel puțin promisă, o experiență în devenire, știi? No. Vis-a-vis de laudă, pot să vă spun un pic despre laudă și închinare? Chestie? Eu când am început să am așa mai mult contact cu lumea creștină, am văzut un lucru, am văzut ce ușor se folosește termenul acesta de laudă și închinare. Știi? Oamenii cred că lauda și închinarea înseamnă muzică. Mm-hmm. E total fals. Muzica este doar o expresie pe care a lăsat-o Dumnezeu, exact cum este poezia sau cuvântul. Mm-hmm. Da? Este doar o expresie cu care noi putem să facem ceva. Putem să spunem adevărul, putem să aducem laude lui Dumnezeu sau putem să mințim. Da? Și văd foarte mult că oamenii au construit biserici pe acest concept. O biserică care aduce laudă și închinare lui Dumnezeu. În primul rând, lauda și închinarea sunt două chestii diferite. Lauda este a da laudă lui Dumnezeu indiferent de situația noastră. Da. Exact ca și Pavel și Sile. Erau în închisoare, băteau cu lanțuri, nu conta condiția că erau șobolani, curgea apă sau ce se întâmpla, ei dădeau laudă lui Dumnezeu. Aia este o poruncă. Închinare este altceva. Închinare este când noi oferim ceva lui Dumnezeu. Da? Când mergem în fața unui rege, ne închinăm, aducem un dar. Da. Ce putem noi să oferim lui Dumnezeu? Muzică? Cuvinte? Poezie așa frumos scrise? Viața noastră. Exact. O inimă. Doar lucrul ăla putem să-l oferim. Că și cântăm despre asta. Superb. Dar mi se pare așa că a fost luat ușor, știi? O echipă de laudă și închinare, ba devine și trendy așa, știi? Echipă laudă și închinare, cântăm care e mai cool, care nu e mai cool. Mm-hmm. Noi avem laudă și închinare în viața noastră, vorbesc cu tineri, zic, tu ai laudă și închinare în viața ta, dar cum să nu? Fiecare, ce echipă avem? Fiecare duminică, marți și la tineret. Zic, nu. Ai laudă și închinare în viața ta. Păi când? Nu. Este să nu uităm scopul acestui lucru. Dar muzica este doar o expresie, unealtă. Dacă unealta devine mai importantă decât cel pentru care trebuie să o folosim, e idolatrie. Da. De aceea noi astăzi experimentăm o idolatrie. Uh-huh. Știi? Adică închinătorii, să spun așa, devin mai mari decât celui căruia ne închinăm. Inclusiv, da, aici e un subiect întreg și nu vreau să mă duc așa de fundură. Am înțeles ideea să te acopăr. Și este foarte, foarte important, cei care cântă, și sunt sigură că se uită mulți la această emisiune, care cântă pentru Dumnezeu și îl reprezintă prin muzică, să se închine și să fie smerit și să nu uite că pe Dumnezeu trebuie să-L releveze prin ceea ce fac, nu pe ei înșiși. Da, în primul rând eu cred că când cântăm, deci sunt mai multe categorii de piese. Eu văd așa, piesele care sunt cu mesaj creștin,
care sunt super ok. În loc să pui un CD, ce știu eu, murdar, pui un CD cu muzică, cu mesaj creștin, asculți cum poți să citești o carte, ale content creștin, da, cu valorile lui Dumnezeu și așa, super. Asta e o categorie de muzică. După care, cealaltă categorie, când vorbim de laude și închinare, acolo este un, cum să spun, ăla este un moment intim între tine și Dumnezeu când folosești acea expresie. Acea expresie nu poate să fie folosită ușor în minciună, cum am spus mai devreme, într-un mod fals, știi? Și oamenii aici le încurcă, își fac trupe de laudă și închinare, dorind să facă un content creștin, alții vor să devină o trupă creștină, dar aceea și să cânte și laudă și închinare, și o chestie de genul ăsta care oamenii nu mai înțeleg ce se întâmplă, știi? Pentru mine, pentru mine personal, asta e ciudat să zic pentru mine personal, asta e un lucru mai sacru, știi? Da. A devenit mai sacru. Nu, când mă închin lui Dumnezeu, că mă rog, că mă închin, ambele trebuie să le fac din adevăr. Știi? Eu am așa, mă ierți că poate sunt așa un pic, dar am așa oroare la chestia asta de ce se întâmplă astăzi în lume. Văd că nu se mai, bisericii nu se mai zidesc pe adevăr, nu se mai zidesc pe evangelizare, nu se zidesc pe post, nu se zidesc pe rugăciune, nu se zidesc pe poruncile lui Iisus. Dar se vizidesc foarte mult pe muzică. Pentru că muzica are acest hook de a te atrage, știi, de a te atrage, și orice om vine atras de muzică. Dar dacă ar fi să îi chemăm la, ok, haide acum să, nu știu, să mergem să spunem despre Hristos în centru. Da, și aia este o poruncă de a lui Iisus. Da. Și ce am constatat? Creștinii foarte mult vorbesc, zic, mă, eu sunt un închinător, sunt un levit. Așa spun, sunt un închinător levit. Și când am deschis Noul Testament, am darul ăsta de închinător levit. N-am găsit asta în Noul Testament. Dar am găsit alte daruri. Dar nu am găsit și am zis, mă, de unde invenția asta? Că am talentul de a și cânta și a ajuta trupul lui Hristos ca să cântăm toți pe aceeași gamă și cumva să ne conducem într-o piesă. E super. Nu sunt împotrivă, deloc. Dar Hristos te-a chemat să fii ucenicul lui. În primul să reprezinți pe el afară, pe stradă, în casă, da, la servici, oriunde ești. Și faptul că ai și un talent sau o unealtă prin care să-i și cânti și să exprime asta, superb, numai să nu se inverseze, da, știi? Adică au devenit slujbe, da, să spun. Doar a cânta nu este suficient. Da. Da. Însă, totuși, acum este o misiune muzicală și aș vrea să vă folosiți super, talentele... Super, e foarte fain, un content creștin, super, super. Talentele muzicale în a-L reprezenta pe Hristos. Știu că aveți o piesă la fel originală, tot ce ați adus astăzi este original, compus de voi și mi se pare extraordinar. Așa că cu bucurie vă ascultăm. Mulțumim, mulțumim mult. Recunosc, am obosit la fel ca restul, să cer să-mi scot libertatea din sechestru, da. Lăsat continuu să trec testul, m-am transformat din om în animal terestru, da. Și apare încă un erou, costumul pare că-i nou, promite că o să schimbe lumea mea. Dar oare câți dintre noi astăzi mai cred în erou? Ne-am rătăcit de tot încrederea și va rămâne așa când cineva va înțelege că tot ce suntem se rezumă la ce este noi. Cine e erou care schimbă lumea mea? Pleacă tu consumul și schimbă viața altuia. Fă primul pas, fă primul pas, fii un erou. Fă primul pas, fă primul pas, fii un erou. Hey! Dă-mi un motiv să stau, m-am tot săturat să dau timp, bani, taxe, rate în țara în care toți doar iau. Și ne căutăm eroi pe afară, nu la noi, de parcă nu vrem să ținem de locul noi. Și ascultă-mă bine când nu spun că ne ținem bine prin Pavel și Luca și alți eroi de care nu vorbim. Vreau ca toți să reușiți la fel, chiar dacă în țara asta fiecare pentru el. Și va rămâne așa
când cineva va înțelege că tot ce suntem se rezumă la ce este noi. Cine e eroul care schimbă lumea mea? Îmbracă tu costumul și schimbă viața altuia. Fă primul pas, fă primul pas, fii un erou. Fă primul pas, fă primul pas, fii un erou. Fii un erou. Claudiu e o specie rară. Ce mă șochează pe mine cel meu, ce aș vrea să preiau, dar nu pot. N-am încă, sunt în proces. Este calmul cu care poate să trateze o problemă. E cu cânte. Bine ai venit, Claudiu, alături de noi. Mulțumesc. Bine ai venit alături de noi. Bine v-am găsit. Ați cântat împreună piesa Primul Pas. Din ce am înțeles, este o coproducție. Dacă puteți să-mi dați detalii despre această piesă. Zic tu. Zic eu. Asta e o piesă făcută cu trupa de Marker. Niște băieți extraordinari, Paul Mate și Octav Capotă. Și ce pot să zic despre ea? O piesă a trupei de Marker. Văd că vorbește despre eroi. Cine e eroul? Da. Pot să zic că e făcută într-o vreme în care toți patru, dar nu vreau să vorbesc despre mai mult de noi, nu știu dacă eram transformați de Hristos, trăiam așa o formă a credinței, dar acum toți sunt foarte transformați, foarte transformați. Și cred că piesa asta reprezintă acum. Noi când o cântăm, știm despre ce cântăm, dar atunci era așa, cine e erou care schimbă lumea ta, chestie de bunătate, de... Mm-hmm. Da. Acum i s-a schimbat conotația, să spun, și o trăim noi diferit. Da. Știi cum e, zici că Dumnezeu ne pune piesele în gură înainte să le cântăm pe bune. Și înainte să știți ce înseamnă. Da. Foarte da. Tare. De cât timp colaborați voi doi împreună? Hai că aici ne-ai prins, n-am calculat. Dar cred că de peste 10 ani. Nu știu, dar am făcut foarte multe împreună. Am făcut de la cântat în biserici, în trupa 477, în lume, în toată lumea, am mers în turnee, trupe creștine, piese, în studio, de toate. Andrei, ce poți să-mi spui că ai preluat de la Claudiu? Ce din skill-urile lui sau calitățile lui? Da, deci Claudiu e o specie rară. Rară. Știi ce e Claudiu? Claudiu, ce mă șochează pe mine cel meu, ce aș vrea să preiau, dar nu pot. N-am încă, sunt în proces. Este calmul cu care poate să trateze o problemă. Aia m-a șocat. Deci eu, în toți anii în care noi am avut echipa de farmer și am scris pentru artiști în România, încercam să mă cer cu el și nu puteam. N-aveam cum. Cum faci, Claudiu? Nu faci nimic. Dar are un calm, pe lângă faptul că e foarte, foarte, foarte deștept. Mi se pare așa, deștept. Inteligent, știi? Că a fi deștept este, zice Biblia, că tu începi să fii deștept când îl cauți pe Domnul. Când începi să-l cauți pe Domnul, atunci zice că începi să fii deștept. Deci Biblia cu alte cuvinte zice că până nu-l cauți pe Domnul și dacă ai fi aici, te-ai nici prost. Da, da. Așa spune. Da. Că la începutul înțelepciunii. Așa e. Acum nu vorbesc de înțelepciune, neapărat că nu ești isteț. E diferit a fi isteț sau a fi înțelept. Da. Claudiu e foarte înțelept. Claudiu, tu ce apreciezi la colegul tău, la Andrei? Dăruirea cu care face lucrurile. Și pune tot timpul, în suflet implicare. Da, tot timpul calcă unde oamenii n-au călcat. Deschizător de drumuri. Și nu e ceva ușor. Nu e ceva ușor. Da, ți-ai luat hate înțeles. Pentru asta vreodată? Nu, dar mai zicea tata, vezi, nu călca acolo. Am înțeles. Oamenii mi-au zis, vezi, nu călca acolo. Da, doresc, nu știu ce să zic. Auzi, am și eu o curiositate. Eu nu l-am văzut nicio poză pe Andrei fără șapcă. Tu l-ai văzut vreodată? Să-l vezi fără șapcă? Cam câte șepci ai? Nu am multe. Nu? Ok. Nu am multe. Nu, că
Iisus a zis să nu vă luați multe haine cu voi. Am înțeles. Nu am multe. Da, băieți, faceți o treabă foarte bună și cred că puteți fi o inspirație pentru tinerii care se apucă de cântat, tinerii care îl caută pe Dumnezeu. Ce sfat le-ați da acestora? Te rog. Sfatul, eu cred că deja știu ce vrea sfat să zică Claudiu și nu vreau să fim amândoi pe aceeași. Sfatul meu este să caute împărăția lui Dumnezeu. Amin. First. Da. Și pentru că când o cauți pe aia, nu mai cauți în altă parte. Și dacă îl caute pe Hristos cu adevărat, Evanghelia adevărată, dreaptă, o relație cu Hristos, atunci o descoperi totul. Și din locul ăla, ei vor avea înțelepciunea și Duhul adevărului, îi va conduce în ce este bun, între, să facă diferența între ce este bun și desăvârșit. Pentru că multe lucruri sunt bune pe lumea asta, dar nu sunt duhovnice sau nu sunt desăvârșite. Noi trebuie să cunoaștem voia bună și plăcută a lui Dumnezeu. Aia numai Duhul adevărului ne poate ajuta. Asta cred că e un master. Claudiu, sfatul tău, ce ți-a furat ideea? A zis foarte bine. Sau poate tu te referi, vrei să spunem și din punct de vedere tehnic, muzical? Sau da, sunteți oameni cu experiență în muzică, dar și credincioși lui Dumnezeu. Cum poate un începător în închinare sau în a exprima prin muzică relația lui cu Dumnezeu să facă lucrurile cât mai bine, din punctul vostru de vedere? Care sunt ingredientele necesare? Hai, din punct de vedere omenesc, aș putea vorbi foarte mult, dar nu mai contează. Și atunci, tot ce a zis Andrei e exact așa. Să-L caute pe Hristos, să încerce să fie asemenea Lui și da, după aia intră și lucrurile astea. Începi să studiezi un instrument. Dar dacă nu ai viața dăruită lui Hristos și toate sunt acolo, nu, e foarte mult de vorbit. Am înțeles. Nu poți concretiza așa într-un singur gând. A zis foarte bine, Andrei. Nu, să zic așa mai plastic, sunt tineri care vin la noi, știi, și spun, bă, uite, vreau să cânt cu ăla, vreau să intru în industrie și așa mai departe. Și noi sunt primul gard de care se izbesc. Ei sperând să obțină de la voi. Am făcut workshop-uri, să zic așa, și veneau tineri și ne spuneau. Și da, am și acasă acum foi, cu care-i drumul, cum ar trebui, ce vrei să faci, ce instrument, vrei chitară, e un exemplu. Ce fel de chitară? Clasică, acustică, electrică, ok, electrică. Ce stil vrei să cânti de muzică? Cu tare, în funcție de stilul cu care vrei să cânti, îți cumperi instrumentele potrivite, că nu poți să-ți iei o mașină de teren și să te duci cu ea la Formula 1. Îți cumperi instrumentele potrivite, deci sunt drumuri specifice pentru fiecare, respectând detaliu. Și am putea vorbi în detaliu de lucrurile astea, cum poți să ajungi cât mai departe și cât mai să performezi cât mai bine. Dar, din nou, nu contează foarte puțin asta. Da, deci e nevoie de studiu, repetiții și așa mai departe, însă în toate acestea să aibă ținta clară. Fiecare. Întrebarea mea pentru ei, când ei pun o întrebare de genul, îi întreb ce vrei să faci cu viața ta? Păi în viață vreau să devin astronaut. Greșit. Dacă ești creștin și vrei să fii ucenic al lui Hristos și ai ales această viață, în viața ta, tu trebuie să devii ucenic al lui Hristos. Că El îți arată și te cheamă specific, după ce ai înțeles voia bună și plăcută a lui Dumnezeu, să fii într-un loc. Aia numai El te poate echipa să faci față. Pentru că tu, fără Dumnezeu acolo, îți dau câteva zile, săptămâni, luni, ani maxim, să te pierzi. Și ne-am văzut asta. Pe pielea noastră am trăit. Știi? Deci nu ai cum să scapi. Singurul lucru care te poate împuternici sau salva de a fi o oaie în mijlocul lupilor, și asta poate să fie și în religie, nu numai în lume, oriunde ai fi, de a fi o oaie, trebuie să ai un păstor și trebuie neapărat să auzi glasul lui. Dacă n-auzi glasul lui, ești o oaie rătăcită. Și orice om care vrea să sară peste această etapă, se pierde. E ca și cum o oaie zice, eu vreau să mă duc singură pe Făgăraș. Da. N-are un păstor care să o păstorească, știi? Care este Iisus Hristos. Ce feedback ați primit de la artiștii pentru care voi ați lucrat la piese? Na, artiști mari precum Ina, Delia și mulți alții, văzând schimbarea voastră în viață, nu știu, v-a spus vreo la un moment dat cineva ceva legat de transformarea voastră?
V-au judecat pentru asta? Am tot vorbit. Real, nu prea m-am mai întâlnit cu ei după ce Hristos m-a transformat din rădăcini. Mi-ar plăcea, de-abia aștept să mă întâlnesc cu ei. Și atunci semănam foarte mult cu ei. Și nu era nimic, să zic, mici lucruri unde așa și alea erau evitate. Și ne îmbrăcam cool și mergeam și făceam piese și cum e lumea și sistemul ei și tot. Și atunci nu există, să zici, mă, uite, da, nu fumeam, nu beam, nu eram atenți cu fetele, căsătoriți, copii și așa, lucrurile astea, morale, să zic, da, care par... Dar acum Hristos zice, cine nu e cu mine e împotriva mea și nu puteți sluji la doi stăpâni. Da. Și acolo se schimbă mult lucrurile. Și da, nu m-am întâlnit cu ei după schimbarea asta. Deci în prezent ați lepădat... Claudiu a zis o chestie extraordinară. Acum mi-a venit în minte, el a zis de eram morali. Da. Știi că Iisus zice într-un loc, zice, dacă neprihănirea voastră nu va întrece pe cea a fariseilor, zice, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și cine sunt farisei? Moralii acestor vremuri. Moralii care se afișează, da, se afișează că, uite, am familie, sunt ok, sunt un om pe pace și așa mai departe. Aia nu este neprihănirea pe care a fost bătut Iisus în cuie pe cruce. Neprihănirea care vine prin ceea ce El a făcut la cruce în viața noastră este o neprihănire aparte, care desparte binele de potrivit sau binele de sfânt. A fi bun nu egal a fi sfânt, pe lângă faptul că niciun om nu-i bun. Nimeni nu-i bun. Inclusiv Iisus a spus, pe cine numești bun, nu e nimeni bun decât Tatăl din cer. Dar inclusiv în creștinism se îmbracă această moralitate. Știi, mă, suntem morali, suntem așezați și ne-am fost. Deci noi cât timp am fost în industrie, ne-am fost morali. Veneam lumea la noi, zicea, mamă, da, așa, da. Tu, așa da. Dar nu știam ce e în spate, în ascuns. Deci mare diferență între a fi moral, un leu antrenat să sar prin circulețe, vorba unui prieten de-al meu, până ai prin sânge, că după aia nu mai ești, după aia așa, și avea o viață cu Hristos, care ești un izvor de apă vie pentru alții. Ești un izvor pentru alții, știi? Asta, iartă-mă că stă așa foarte plastic. Da, nu, ești foarte plastic, dar înțelegem și mai bine ideea pe care ne-ai spus-o cumva repetitiv, dar în altă formă în această seară și cred este foarte, foarte importantă. A nu crede că doar pentru că avem o viață după niște principii și valori creștine, suntem cu Dumnezeu. Este o înșelăciune și trebuie să căutăm acea relație adevărată. Să-L cunoaștem pe Hristos. Exact. Ceea ce e foarte plăcut și frumos. Da. Nu știu de ce oamenii fug de asta. Chiar e plăcut să trăiești cu Hristos și să te apropii de El. Da. El e calea, adevărul și viața. Da. Orice în afară la calea, adevărul și viața, adică El, e moarte. Pentru că dacă El e viața, restul e moarte. Matematic. Da. Știi, pot să desenez că e matematic. Dacă El e viața, restul e moarte. Noi avem impresia că e viața. Băieți, vă mulțumesc foarte mult pentru gândurile voastre din această seară. Și ne mulțumim. Ați adus, cred, un aport foarte important pentru partea spirituală a noastră și sper ca cei care ne-au urmărit să-și îmbunătățească relația cu Hristos. Amin. Este esențial. Și noi. Și noi. Asta sperăm. Asta ne dorim. E singurul lucru pe care ne dorim. Și știi, noi nu vrem să îmbrăcăm aici o imagine de sfinți. Dar asta e Biblia. Da. Asta e Biblia. Asta e Dumnezeu, știi? Da. Noi nu îl micșorăm pe Dumnezeu după standardul nostru, ci noi creștem după ceea ce El ne-a chemat. Da. Ok, aici trebuie să zic salut. Pa, pa. Da, vă mai aștept și cu altă ocazie. Mi-a făcut plăcere și sper, poate și la anul, să avem o emisiune împreună. Mulțumim. Dragii mei, aici se încheie emisiunea E cu Cântec. Alături de mine a fost Andrei Prodan și Claudiu Ursache. Sper că aceste gânduri vă vor apropia de Dumnezeu și muzica pe care ați ascultat în această emisiune să vă inspire. Sunt Ramona Darvășan și vă doresc o seară binecuvântată. Ne vedem vineri viitoare la ora 20. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.